Bună ziua, Laura, bun găsit, doamnelor și domnilor. Percheziții ofițerilor de la Direcția Generală Anticorupție veniți chiar de la București au început în această dimineață și sunt în plină desfășurare și la această oră. Vizat este, așa cum ai spus și tu, un medic celebru timișorean. Vorbim despre Marian Gașpar. Acesta, potrivit anchetatorilor, ar fi luat în această dimineață un plic cu 1000 de euro. Practic vorbim despre un flagrant. Medicul timișorean ar fi primit de la un pacient plicul în care se aflau 1000 de euro, iar ulterior, imediat pe fir au intrat ofițerii de GEA. În schimbul acestor bani, Marian Gașpar ar fi urmat să-l opereze pe respectivul pacient. Vă spuneam, ofițerii de GEA sunt în continuare pe secția de chirurgie cardiovasculară, se fac percheziții și în biroul medicului și acesta este în continuare aici la spital. Cel mai probabil, la finalul perchezițiilor, urmează să fie dus la audieri. Marian Gașpar, vă spuneam, este un cunoscut medic timișorean, este chirurg. Din 2003 conduce secția de chirurgie cardiovasculară de aici, de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara. În martie acestui an a preluat și coordonarea secției de chirurgie cardiovasculară pediatrică și are 63 de ani. Închei prin a vă spune că cazul de astăzi vine după ce la Timișoara, la sfârșitul lunii mai, un alt medic cunoscut, Octavian Mazilu, cel care a fost managerul Spitalului Municipal din oraș, a fost săltat de anchetator tot pentru luare de mită.